Să vedem. Am înțeles că se va face. În perioada următoare voi încerca să am o discuție și cu domnul primar, care de dânsul depinde foarte mult acest lucru. Și am promisiunea că ne va ajuta în sensul ăsta. Deci cam 90-95% în octombrie se va schimba gazonul. Tot atunci va veni și echipa națională să joace? Pentru că s-au plâns tot de starea gazonului. Sigur, cu siguranță va veni echipa națională. Dar chiar mi-a zis contra acum. Mi-a adus aminte că dacă vom schimba gazonul și vom avea gazon bun, sigur că îi convine să vină aici, stadionul plin. Oltenii sunt susținători necondiționat a echipei naționale, deci da, e foarte important pentru comunitate. De ce am făcut acest stadion? Nu? Să fie spectacol, să fie toată lumea fericită, dar actorii trebuie să aibă câmp propice, nu? De a juca la adevărata lor valoare, bineînțeles. V-a cerut ajutor contra pentru meciul cu Spania, ca ultimul român care a venit Spania, antrenor român? Nu avea ce ajutor să înceară. Mie, încă o dată, vă spun, mie nu-mi place să mă bag în treburile. El știe cel mai bine ce are de făcut. Eu am fost 12 ani selecționer. Știu cât munceam și cât muncește și el. El știe cel mai bine ce are de făcut. Ați vorbit despre stadion, despre condiții. Mai o echipă în Liga 3 a Craiovei, să spun așa, și-ar dori cu siguranță și să joace pe un astfel de stadion, mai ales poate meciurile importante. Ați fi de acord să-i găzduiți? Sau? Eu sunt de acord în totalitate. Această echipă e susținută de suporteri care și ei au contribuit la acest stadion. Deci nu văd niciun impediment de a nu juca pe acest stadion. Dacă oamenii își plătesc, nu văd absolut nimic. Nu? Ei preferă să țină cu echipă. Cei care ne susțin pe noi, ne iubesc pe noi, eu aș vrea să conlucrez împreună. Nu văd niciun impediment. La această echipă antrenor este un fost elev al noastră, Eugen Trică, care dorește să vă elimine din cupă. Bineînțeles că își dorește. Auzi, asta ar fi cea mai mare fericire pentru ei, vă imaginați. Dar prima dată să ajungem să jucăm, vom vedea. Atunci cred că vom juca sigur pe acest teren. Da. Primul meci pe Obremenco cu FCSB-ul. Cine credeți că o antrenează? Vintilă sau Gigi Becali? Nu puneți întrebări de genul ăsta, fiindcă nu mă interesează de FCSB pe mine. Pe mine mă interesează numai de Craiova. Avem și vom avea un meci foarte greu. Pentru noi e important să ne pregătim, să fim pregătiți să jucăm acest meci și să-l câștigăm. Fiecare meci pentru Universitatea Craiova este extrem de important. Fiecare meci. Dacă vrem să obținem ceea ce ne dorim. Până la meciul cu FCSB va urma un program spartan, adică antrenamente, câte două antrenamente pe zi. La ce să aștepte băieții de la dumneavoastră? Le voi spune acum, după amiaza asta. Da, vom avea un stadiu obligatoriu. Din păcate n-am găsit condiții la... Vreau să merg undeva la munte, nici la Sinai, nici la Predeal. Vom rămâne aici, fiindcă condițiile sunt foarte bune. Și vom avea un stadiu de 5-6 zile, când vom sta împreună, să ne cunoaștem mai bine și va fi un program mai greu acum, în următoarele zile. M-a sunat Viorel Moldovean, am fost de acord, dar i-am dat răspunsul a doua zi și deja el își găsise echipă, da, și așa că nu vom mai avea un joc. Vom juca între noi cu echipa a doua, vom vedea, vom juca, fiindcă sunt jucători care au fost accidentați, Colici, care are nevoie de... Să vedem cum va fi. Încă nu știu buletinul medical al... Avem vreo 2 jucători cu probleme. Bancul nu mai vorbesc, fiindcă el va sta o perioadă mai lungă. Așa că vom vedea dacă voi avea un meci cu o echipă mai serioasă. Care este sistemul pe care îl veți implementa? Pentru că se fac acum tot felul de speculații. S-a jucat în 4-3-3, mulți spun că nu ar fi fost jucătorii potriviți pentru astfel de sistem. Da, noastră știu că jucați un 4-1-4-1 sau un 4-4-1-1.
Nu, în general, la echipa națională, să știți, dacă ați văzut, am jucat un 4-3-3, la care ce sistem se schimbă de la o fază la alta, nu? Una când ataci, una când te aperi. Bun, la Craiova voi juca în funcție de calitățile jucătorilor, nu? Voi vedea, dar veți vedea Craiova o echipă ofensivă. La echipa națională era cu totul altceva, când într-un meci două calificarea deja era pierdută și una, știți foarte bine, când am antrenat la echipele de club, echipele au jucat foarte ofensiv. Și pot să vă spun că echipa care mi-a plăcut cel mai mult mie, care am antrenat-o, a fost Universitatea Craiova. Știți, cu câtă ușurință marcam 3-4-5 goluri adversarilor și aici. Și o echipă ca aia mi-aș dori, să vedem dacă reușesc să o fac. Aveam jucători extraordinari. Atunci chiar vorbeam cu Gică Craiovean o seară că, nu știu, dădeam un exemplu lui, un jucător, și zicea, ne-a piții, n-o să zici de Craioveanu. Păi stai, mă, că vorbesc de fundaj, nu de atacant. Tu erai cel mai mare, bine. Da. Unde credeți că se poate decide campionatul? Se spune mereu că victorii cu echipele mici îți asigură titlul. Campionatul nu se mai dispută acum cum era odată. Erau 18 echipe, acum... Vedeți, se joacă o parte din campionat, pe urmă se înjumătățesc punctele, ajungi în play-off, acolo contează foarte mult orice joc, orice punct. Însă, așa e un campionat. Sigur că și cu echipele mici, dacă nu câștigi cu echipele mici, e foarte greu să obții titlul de campion. Nu? Cu echipele mari, tot timpul poți să pierzi, se poate întâmpla orice, dar cu echipele mici, are valori, ești peste ei, ar trebui să le câștigi. Nu? Pentru asta trebuie să fii pregătit să câștigi jocul. Nu ești pregătit, pierzi și cu echipele mici. Pierde echipe mari, nu? Real Madrid, Barcelona, ați văzut ce pățesc acolo la început de campionat din Spania. Oamenii de fotbal văd un duel în doi în acest moment, Craiova și CFR, în lupta pentru titlu. Cât de mult va conta în economia acestei dispute faptul că ei sunt angrenați și în competiția europeană. Bine, am văzut, au un lot la fel de numeros. Au avut posibilitatea să joace practic cu două echipe, una în campionat, una în Europa. Dar nu cred că va fi un campionat în care se va bate CFR cu Craiova. Nu. CFR se va bate cu Viitorul, cu FCSB. Craiova e mai jos puțin. Așa că noi suntem mai mici. A fost anul trecut mai jos. Cum? A fost anul trecut mai jos. Nu, așa, ăsta e răspunsul meu acum. Iar CFR-ul are un lot, ați văzut, cu ce ușurință câștigă jocurile. Sigur că ultimul meci pe care l-a pierdut a fost, s-a întâmplat niște lucruri neprevăzute și au pierdut jocul. Dar CFR-ul are un lot puternic. A luat acum și l-a luat și pe Boli, l-a luat și pe a mai luat doi jucători, nu? Deci au un lot competitiv. Ați pronunțat de vreo două, trei ori numele Gică Craiovean în această conferință. Știm că și-a luat și carnetul de antrenor în Spania. V-ați gândit vreun moment, nu știu, să-l luați în staff? Dar sigur că m-am gândit. Nu, nici nu e de glumit. El, dar nu era o întrebare. Nu, dar în momentul ăsta e la școală și el are un contract până în vară. Vom vedea din vară. Deci el are un contract cu un radio acolo și nu putea să plece, nu are cum să plece, fiindcă îți plătească o sumă enormă dacă ar... Sigur că m-am gândit. Ce ar însemna pentru noastră câștigarea titlului cu Universitatea Craiova după 28 de ani? Ar valora atât de mult cât a valorat câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 86 cu Steaua București? Ar valora extraordinar de mult. Sigur, se compară un campionat cu a câștiga Liga Campionilor. Nu se pune problema, însă aia a fost performanța asta cu mulți ani înainte. Acum contează ce se va întâmpla.
sigur că aș fi cel mai fericit om din lume dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Nu? Există o clauză de 1 milion de euro dacă câștigați campionatul cu Universitatea Craiova, cum s-a scris? Da. Dacă voi câștiga campionatul, nu voi primi niciun ban. Pentru că ați amintit de acea echipă fantastică din 86, în presă a apărut și varianta în urmă câteva săptămâni până să vă dați acordul să veniți la Universitatea de a prelua echipa din Liga 4, Steaua. Puteți să ne spuneți dacă au fost discuții, dacă v-ați gândit vreo secundă să preluați acel proiect? Da. Bun, întâmplător, când știți că ni s-a decernat niște premii la Casa Armatei, am avut o discuție cu cineva din conducerea armatei. Pe urmă, într-adevăr, am mers și am avut o discuție, da, mai mult amicală cu comandantul. Și, sigur, dacă era să vin la Steaua, nu aș veni poziție de antrenor, cu totul altceva s-ar fi dorit. Dar, deocamdată, nu mi s-a părut serioasă strategia pe acolo trebuie altceva. Dar nu mai contează acum. Hai să vorbim de Universitatea Craiova. Dacă era selecționerul echipei naționale a României, ați fi luat un jucător la FCSB, de la Craiova, ați mai fi luat alții? Nu știu. Abar n-am. Una e când ești selecționer și una când dai răspunsuri că ce aș fi făcut eu dacă eram. Nu. N-am nicio legătură. Cum? Aveți emoții? Nu, n-am de ce să am emoții. Mi-aș dori să vină cum au venit penultima dată. Știți că au venit vreo 10.000 atunci. Nu, de ce să am emoții? Însă, eu știu foarte bine că îmi revine o responsabilitate foarte mare vis-a-vis de suporteri și eu sper din toată inima să nu-i dezamăgesc, fiindcă ei așteaptă foarte mult de la mine și eu voi încerca cu stafful meu, cu echipa să-i facem fericiți. Granzii fotbalul românesc, le convine că ați revenit în fotbal? Care e părerea dumneavoastră? Gigi Becali deja a atacat, a spus că Craiova e mai slabă cu dumneavoastră manager. Păi,